for upstairs. Să dea pe căldură pe geamuri, la care unde la primul de acolo. Mă gândeam că am venit eu atunci când am fost la servis pe ea.
calcul. Și să facă obiectul unei notițe care a hotărâi de fapt. Ce e? Restaurantele și sălile de spectacole din București se vor redeschide de luni, însă vor funcționa la mai puțin de o treime din capacitate. Răzvan Cherecheș, expert în politici publice de sănătate, spune că momentul relaxării restricțiilor e prost ales. Numărul oficial de cazuri confirmate de coronavirus s-a redus, dar se și fac mult mai puține testuri. Efectele terapiei intensive continuă să fie aglomerate, mai ales în orașe, în același timp. E corect adevărat că noi nu testăm la fel de bun, fiind și anul trecut testam puțin. Acum, testele sunt și mai puține. Introducerea testelor antigenice rapide în farmacii a introdus un fapt pe scopator, și anume oamenii se testează acasă. Dacă sunt pozitivi, nu anunță, nu se fac închide epidemiologice. Deci, să se iau autoizolează, nu se singuri, sau și mai rău. Uite, ce tren poți să te duci particular? Certificate de urbanist în favoarea unei firme de construcții care urma să ridice un bloc mult mai înalt decât indicau documentele depuse de primărie. Chindia Târgoviște și Academica din Clinceni deschid etapa 18-a din Liga 1 la fotbal. Cu detalii, Ovidiu Pețenghe. Înainte partide directe de la ora 17 între Chindia Târgoviște și Academica din Clinceni, târgovițenii sunt pe locul 6 în Liga 1 la fotbal cu 24 de puncte, în timp ce Academica este o poziție mai sus cu 2 lungime în fața echipei antrenate de Emil Sandoi. În acest act de an, Chindia a obținut 4 puncte în cele 2 jocuri disputate, dar se confruntă cu probleme de loc pentru partida de astăzi din cauza problemelor de COVID. Cer variabil și ploi slabe în această noapte în Banat, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, minimele termice între minus 2 și 7 grade. Mâine, vreme foarte caldă pentru această perioadă în toate regiunile. Maximele vor ajunge la 15 grade în vest și în sud-est. Aerul este foarte poluat acum în Alexandria și în sudul Bucureștiului.